Copiii vor zi liberă pentru părinți de 1 iunie. Aproape 150 de micuți s-au adunat în Parlament pentru a susține proiectul de lege prin care 1 iunie ar deveni zi liberă. Mai mult decât atât, s-au jucat de-a Parlamentul și fiecare a propus legi care mai de care. Este bine cunoscut faptul că programul de muncă al părinților îi împiedică deseori pe aceștia să mai petreacă timp de calitate alături de copiilor, motiv pentru care mai mulți senatori și deputați s-au gândit că ziua de 1 iunie ar trebui să devină oficială zi liberă. Noi astăzi discutăm despre o lege care va înființa și va reglementa ca 1 iunie să fie de ziua copilului și părinții voștri să stea alături de voi. Dacă este bună legea, o susțineți! Copiii au fost primii care au militat pentru această lege. Micuții s-au implicat serios în această întrunire, însușindu-și rolul de parlamentari adevărați și venind astfel cu sugestii. Propun o lege care este să facă mai multe spitale în România. Să udăm copaci ca să avem, ca să putem să trăim. Asta e bună propunere! Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Senatului, dar copiii știu deja ce-și doresc și au votat fără să stea pe gânduri.